La sfârșitul iernii, în prag de pandemie, spitalele din țară riscau să intre în stare de urgență fără medicamente, susține premierul Ion Chicu. Potrivit lui, motivul ar fi că ministrul sănătății din guvernul Maia Sandu, Alan Emerenco, nu a organizat timp de jumătate de an licitații. Chicu a făcut aceste declarații la conferința de presă dedicată celor 6 luni de la preluarea mandatului. Premierul a spus că a fost uluit să afle în ianuarie că la depozite nu erau medicamente. Mai mult, atunci când a preluat funcția, guvernul Chicu a constatat și alte probleme. Echipa Maia Sandu a cumpărat aproximativ 5 milioane de mănuși sanitare de producție chinezească foarte subțiri, care se rupeau chiar în momentul în care erau îmbrăcate, iar ulterior a încercat să dea vina pe actuala guvernare. În paralel cu criticile nemeritate, executivul a suplinit toate stocurile de consumabile și medicamente care trebuiau pregătite cu mult timp înainte. Între timp, lucrătorii medicali din prima linie au fost nevoiți la început să lupte cu virusul pandemic, practic cu mâinile goale. De la începutul pandemiei s-au contaminat cu noul COVID-19 337 de medici, 572 de asistenți medicali, 282 de infermiere și 153 de lucrători auxiliari din spitale, susține premierul Chicu. Republica Moldova, spre deosebire de multe state, statistica pentru personalul medical include absolut toți angajați în instituții medicale. Dacă luăm total, numărul de personal la noi este peste 22%. Dacă luăm numai personal medical care nemijlocit zice mare profesie respectivă, la noi este 19,6%. Spitalele noastre nu au fost dotate și echipamentul în instituțiile medicale în Republica Moldova nu a corespuns situației epidemiei. Mai mult vreau să vă spun că, din păcate, la sfârșitul lunii ianuarie, când am convocat toți directorii de instituții medicale din țară, cele mai importante, am aflat cu stupoare că noi nu avem în stocuri medicamente. Pentru că la centru unic de centralizat de achiziții sănătate, aveam un funcționar instituit de alt ministru, care timp de 6 luni a blocat achizițiile. Noi ne-am trezit la începutul lunii ianuarie când nu avem medicamente în spitale. A trebuit să-l decapităm, mă iertați, la figurat vorbind, și foarte rapid să organizăm procurări de echipamente, medicamente și tot așa mai departe. Potrivit lui Ion Chicu, în ciuda afirmațiilor unor politicieni că situația din țară este critică, statisticile arată o imagine complet diferită. Rata mortalității în Moldova este una dintre cele mai scăzute din regiune. De exemplu, noi avem 60 de decese la 1 milion de populație, România este mai bine, 57, imediat lângă noi sunt. Austria este mai rău, 70. Cel mai dificil situația, cel mai... La acest indicator este Belgia, 781 de cazuri la 1 milion de populație. Avem 3,5. Deci este procentul deceselor față de numărul de cazuri. Vedem Estonia 4, Lituania 4, iarăși Belgia confirmă 16. Cea mai complicată situație în privința deceselor este Belgia. Șeful executivului a precizat că în prezent autoritățile se pregătesc pentru un nou val de îmbolnăviri care ar putea veni în luna octombrie. Ion Chicu a menționat că în stocuri mai sunt 80.000 de teste, suficient echipament medical, dar urmează să mai fie procurate consumabile și medicamente. Sub aspect sanitar epidemiologic, în ceea ce privește echipamente, costume, măști, medicamente, deci pentru aceste scopuri, dacă vă amintiți și dacă o să verificați, la rectificarea bugetului care a mers până la 23 aprilie în Parlament, noi am prevăzut un fond suplimentar de 300 de milioane de lei care poate fi prin decizia Guvernului orientat sau alocat pentru procurări de medicamente, echipamente. Ne pregătim pentru valul 2, procurăm toate aceste echipamente. Este clar că sistemul medical este cu mult mai pregătit, inclusiv și ca sub aspect de instruire personalului. Primul caz de coronavirus a fost înregistrat în Moldova pe 7 martie la o femeie revenită din Italia. Pe 16 martie în Moldova a fost introdusă starea de urgență până la 15 mai. În prezent, starea de urgență a fost menținută în sectorul asistenței medicale.